știe ce moment este de neprețuit. Eu am să zic bună ziua la tatăl meu frumos de aici. Mulțumim. Și bine v-am găsit. Sper că sunteți cu toții bucuroși de oaspeți, pentru că noi venim cu gânduri bune astăzi la dumneavoastră. Eu știu că dumneavoastră știți că trebuie să vină o surpriză, știu, dar da. Numai de surpriză, știți? Mai multe detalii nu știți nimic. Nu. Așa. Astăzi, la Băbuieci este o magiată frumoasă, tânără și în forță. Merge vorba despre doamna Larisa, cea care împlinește o vârstă foarte frumoasă de... 39. Am vrut să zic 29. Mi-ați luat vorba. Am vrea 29 de ani. Îi lăsăm așa cum sunt. Mulțumim. La mulți ani frumoși, doamna Larisa. Mulțumim. Eu văd că astăzi sunteți înconjurată de lume frumoasă, lume dragă, lume care a ținut astăzi să vă umple ograda cu gândurile lor bune și cu faptele lor frumoase. Dar noi știm că sunteți bogate la propriu, cu multe, multe surori. Știm că una din ele este aici acasă, doamna Viera. Da. Este aici cu noi? Da. Așa, este prezentă. Celelalte trei, merge vorba de doamna Valentina, Vasilisa și Dominica, sunt plecate peste hotare. Surpriza asta frumoasă vine din partea lor, a surioarilor, care vă iubesc până la cer și înapoi și care ne-au spus secretul familiei, cel că ați fost și sunteți cea mai mare dintre surori, da, și le-ați fost și încă sunteți ca o mamă, ca o aripă, ca o îndrumare și ca un bun sfătuitor în tot ceea ce au făcut ele până acum. Da, doamna Vera, plângeți deja? Nu trebuie. Noi venim să vă ridicăm dispoziția, să vă oferim o doză bună de emoție și chiar dacă ele trei nu sunt prezente aici acasă, să știți că cu dragostea lor, astăzi vor în fel și chip să vă înconjoare. Și dacă îmi permiți toată lumea de aici, în aplauzele oaspeților, eu am să vă mână un buchet frumos. Mulțumim frumos! Fiind sigură că sunteți o gospodină desăvârșită, la masa de sărbătoare, la sigur aveți ceva dulce pe final de sărbătoare. Noi însă mai venim cu una deosebită, cu o tortă la comandă special pentru dumneavoastră, care are și o inscripție foarte frumoasă pe ea. Te iubim, scumpă surioară. Vă place? Mulțumim. Și o inimioară. O arătăm și la cameră și la toți oaspeții să o vadă. Să nu plece nimeni până nu gustați din ea, că e păcat. Și pentru că suntem în plină toamnă, avem fructe și noi, dar noi venim cu un coș plin de fructe exotice. Eu am să vă rog frumos să-l primiți și pe el și să-l degustați împreună cu toată familia încă o săptămână înainte. Am să-l las aici jos lângă noi. Mulțumim, mulțumim! Așa? Și pentru că sunt sigură că continuați sărbătoarea după plecarea noastră, aici avem și un coniac, un divin bardă de 5 ani, rămân stâlpului casei, cel care a ținut până acum gospodăria și familia, cumva, până la așa o vârstă, va aparține să-l degustați cu oamenii dragi dumneavoastră. Puteți să-l țineți? Da. Rămâneți lângă noi. Nu deschidem până eu nu finisez. Așa. Să știți că de acum încolo urmează ceea ce este mai frumos. Urmează cireșica de pe tortă, aș spune eu. Pentru că să știți că aici se ascund cele mai frumoase cuvinte în adresa dumneavoastră, doamna Larisa, și dacă îmi permite toată lumea să face maximă liniște, eu cu cea mai mare plăcere am să-l citesc. Îmi dați voie? Da. Dar soțul plânge sau el e răcit? E răcit. Dacă cam dezbrăcat. E frigul ăsta. Da, chiar mă. Scumpă sărioară, cea mai bună și cea mai caldă dintre toate. Ne-ai fost ca un înger, fiind și cea mai mare dintre noi toate, întotdeauna ai știut cum să ne ajuți, să ne dai un sfat și pur și simplu să punem capul pe umărul tău pentru a ne simți ocrotite. Astăzi e ziua ta, ziua binecuvântată de la bunul Dumnezeu să avem parte de sora noastră mai mare, cea care urma să ne fie ca o mamă în tot ceea ce vom face. Nu s-au inventat încă acele cuvinte de mulțumire ca să poată răsplăti toată stăruința, munca, grija
și timpul tău. Dar chiar și așa, știu că orice gând care vine la pachet și cu câteva fapte poate transmite acele mulțumiri și gânduri bune. Primește de la noi astăzi cele mai sincere urări de sănătate, liniște și pace, noroc și tot ceea ce este mai frumos meriți tu ca să-ți aparțină. Te iubim, te stimăm și ne este dor mereu. Lasă astăzi tristețea din suflet și din ochi și fii fericită și împlinită. Distanța și azi ne desparte, dar la sigur vine și timpul pentru revedere. Până atunci, fii sănătoasă, plină de viață, înconjurată mereu de oameni și lucruri frumoase, momente plăcute, cât mai multe. Noi te iubim enorm și îți urăm sărbătoare frumoasă. La mulți ani, iubita noastră surioară, cu dragoste și dor, surorile Valentina, Vasilisa, Domnica și Vera. Da. Aveți emoții? Avem. Cu lacrimi împreună, da. Așa? Cum am spus anterior, surioara Vera este aici lângă noi acasă. Celelalte trei sunt peste hotare, din păcate, astăzi, dar noi promitem în fața la toată lumea asta care este acum prezent aici, data viitoare când venim la dumneavoastră, venim cu toate trei împreună, să vă facem o surpriză repetată. Mulțumim, mulțumim! Până atunci, să știți că aveți cum să le mulțumiți pentru surpriza asta frumoasă, să le spuneți un te iubesc sau un mi-e dor de aici, de acasă, prin intermediul nostru acolo la cameră. Vă mulțumesc din suflet, surorile mele cele dragi. Vă iubesc mult, mult, mult. Mi-e dor de voi. Și vă așteptăm acasă. Vă așteptăm acasă. Bravo! La mulți ani frumoși! Mulțumim, mulțumim încă o dată. Sănătate la toată lumea. Să fim sănătoși cu toții. Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md